Bolnavi la un pas de moarte, refuzați de casa de asigurări chiar de la poarta instituției. Martorul denunțător în dosarul mafiei din sănătate vorbește în exclusivitate pentru Observator și vine cu documente și imagini șocante. Spune că neputința oamenilor și a celor care ar fi putut să-i ajute a fost tratată cu indiferență de șefii din asigurări, acum după gratii, și că mulți dintre cei care și-au așteptat dreptatea s-au stins în suferință. Sunt sute de adrese în care am anunțat că oamenii mor și li se ia dreptul la sănătate. Cu toții vom muri, dar avem dreptul la ultima zi din viață și nimeni nu trebuie să ne ia acest drept. Sesizările Alinei Ion, cea care în trecut asigura îngrijiri medicale pentru peste 65% dintre cei care beneficiau de astfel de servicii, au început încă de acum 4 ani. Documentele arată câtă lipsă de empatie aveau cei care vegheau la bunul mers al banilor din sănătate față de semenii în nevoie. Iar fotografiile atașate dosarelor arată situația umilitoare și degradantă în care au ajuns acești oameni. Imaginile nu pot fi redate în totalitate, impactul emoțional este extrem de puternic. Suferința acestor bolnavi însă a fost trecută cu vederea. Chiar și pacienții aduși cu targa la casa de asigurări au fost refuzați de la poarta instituției. Ambulanțele plecau cu pacienții acasă și dosarele erau respinse. Am înțeles și eu din vorbirea telefonică că de la început se spunea că le vor respinge. Mulți dintre cei care nu au mai beneficiat de îngrijiri s-au stins. 8 doar în luna iulie. 8 decese. Persoane care au depus dosarele pentru a li se aproba serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu, dosare care au fost respinse de casă, acești pacienți fiind decedați. Alina Ion spune că a avut 10 de audiențe la șefii casei de asigurări București și la cei de la Casa Națională și că la un moment dat i s-a cerut să nu mai deranjeze. Fotografiile, am spus-o dintotdeauna președinților casei, nu au miros și nu dor. Sunt doar urâte. Și la acelea mi-au spus să nu-i le mai aduc vreo fotografie. În schimbul sesizărilor în care a indicat cu probe că pacienții nu pot beneficia de îngrijiri medicale, deși se sting cu zile, patroana firmei susține că s-a ales cu multe controle, 24 în ultimii 3 ani. Absolut totul verificat. Doar o să poată să-mi găsească vreodată vreo greșeală. De câte ori au găsit? Niciodată. Nu există o conducere care să nu fi făcut control sau care să nu fi fost anunțată de neregulile pe acest departament de îngrijiri medicale la domiciliu. Alina Ion apare și în interceptările procurorilor atunci când a încercat să-l facă pe Sergiu Ciobanu, director în Casa de Asigurări, să-și folosească influența în beneficiul sănătății. Nu ați încercat să faceți ceva pentru sănătate? Nu, e foarte greu. E sistemul, e cum e, e stufos, e nu știu ce, sunt numai interese, sunt numai... Avocatul martorei consideră că acuzațiile în dosar ar putea ajunge chiar și la omor. Poți să prevezi faptul că acea persoană va deceda? Dacă nu îi sunt acordate aceste servicii de îngrijiri medicale, este evident că s-ar putea pune în discuție și o astfel de infracțiune. În dosarul mafiei din asigurările de sănătate, 13 persoane, printre care și cei care ar fi trebuit să ancheteze frauda, sunt acum în arest preventiv pentru 30 de zile.